Înălțimea nu te definește. Sau o face? Crezi că ajungi la astea, Pitico? Doar un alt exemplu de probleme neplăcute ale înălțimii. Ce fraier! Ia uite ce reduceri monstruoase! Roagă-te pentru portofelul meu, da? Frumoasă selecția de aici, nu? Wow! Rochia asta e drăguță! Se pare că fetele astea au gusturi asemănătoare! Cred că trebuie să o probez! Ne vedem într-un minut, bine? Sper să-mi vină! Ah! De ce perdeaua asta e așa de jos? Abia mi-acoperă talia! Avantajele de a fi super înaltă! Vești bune, Betty! Rochia e doar a ta, dragă! Ura! Vin imediat! Ah! Nu-i de bine! Toată lumea o să-mi vadă chiloții! Bună, domnișoare! Cred că nu mai provez! Se pare că niciuna din noi nu și-o ia! Wow! Chestia asta e drăguță! Bingo! Hei, Amy! Ți-e cam sete, nu-i așa? Vai, te super dacă iau și eu o gură, mor de sete! Deși setea acestor prietene poate fi la fel, diferența lor de înălțime face lucrurile să pară mai mici sau mai mari decât sunt de fapt. Să ne bucurăm de încă o rundă de descoperiri de scund versus înalt! Gustări? Râsete? Cred că e seara de filme! Nu o să vă vină să credeți! Echipa noastră a câștigat! Ce? Wow, Amy! Ia, arată-ne trofeul ăla! Trebuia să mă fi văzut! Dădeam coșuri pe bandă rulantă! Uitați-l pe micuț! Ah, când ai prietenii alături, victoria e și mai dulce! E rândul tău, Sofia? Of, nu prea ajungi noi așa? Ok, Amy, crezi că poți să modifici bătutul palmei pentru micuța ta preferată? Poftim! Oh, ce ai acolo, Sofia? Un Snickers? Hei, e al meu! Mersi, dragă, e așa bun! Jur, dacă eram mai înaltă, îl înșfăcam imediat înapoi! Bună încercare, Sofia, dar nu o să ajungi niciodată aici! Nici o chesadilla nu e completă fără puțin sos iute! Frate, ador chestia asta! Aș mânca niște alune acum! Cine le-a pus tocmai acolo? Ah, nu ajung! Hai, mânuțe, întindeți-vă! Of, nu! Gata, iau alunele chit că e ultimul lucru pe care o să-l fac! Oamenii scunzi sunt conștienți că urcatul pe blatul de la bucătărie sau pe alte mobile este ceva la ordinea zilei! Da! Hai la mama! Felicitări, Sofia! Acum poți să te bucuri liniștită de alune! Nu uita să le pui pe raftul de jos de data asta! Bun! E timpul să ne antrenăm! O să încep cu niște meditație! Hei! Ce e? Sunt așa fraieră! Mi-am uitat covorașul de yoga! O, la naiba! Ce te faci? Stai! Cred că am o idee care te va ajuta! Trebuie doar să-mi scot branțul din pantof! Poftim! Ia-o! Wow! Ai picioare imense! Ha! Ce glumeață ești! Ce bine că ești totuși așa de micuță! Acum că am un covoraș, cred că trebuie să mă apuc de treabă! Hai să terminăm cu pregătitul! Ah, culoarea asta e așa drăguță! Îmi place! Îmi stă și bine! Clar e alegerea potrivită! Ok, hai să schimbăm locurile ca să putem termina! Clar nu vrem să întârziem! Uf, părule! Dă-te de pe fața mea! E așa de frustrant! Trebuie să-mi termin machiajul! Ha, se pare că se cam chinuie acolo! Au, spatele meu! Uf! Să te pleci așa e greu! Te complici degeaba! Folosește oglinda asta! Mi-ai salvat viața! Mai sus, te rog! Dar mai la dreapta! Nu, prea departe! Acum două mai la stânga! Hai, măi! Of, nu merge! Dă-mi-o mie!
Scuze, doar încercam să te ajut. E mult mai bine, nu trebuie să mă mai aplec deloc. Ai terminat? Vreau să plecăm. Gata, să mergem. Jocul de azi o să fie mortal. Sper că m-am antrenat destul. Ah, n-am văzut-o pe aia. Mă rog, doar un pic de apă. Oamenii sculzi, în schimb, sunt puțin mai afectați de băltoace. Betty, ai grijă, dragă! O să fie nasol! Uh-oh, mă duc! Băltoacele sunt mult mai adânci când ești scund, nu? Chiar am dat lovitura cu cina din seara asta! Crezi că spăl eu vasele? Bună încercare! Alo, manicură proaspătă! Frate, vorbește cu mine! Glumești! Brusc, nu mă simt prea bine! Așteaptă! Auzi chestia aia? Cineva are probleme! Frate, m-a păcălit! Vase idiote! De ce chiuveta trebuie să fie așa de joasă? Dulapurile-mi stau în cale! Devine ridicolă treaba! Ah! Chiar a durut! Nimeni nu trece de mine, prietene! A, da? Încearcă să blocheze aruncarea asta! Boom! Nimeni nu-mi stă în cale pe teren! Țac, pac! Alo? E mereu așa nesimțit? Și eu pot să arunc, să știi? Și da! Mingea n-ar trebui să cadă? Ce-i în neregulă cu chestia asta? Nu ajung așa de sus! Ah! Haide! Sunt așa de aproape! De-aș fi avut câțiva centimetri în plus! S-a blocat mingea! Gata! Și sunt înapoi la joc! O altă lovitură perfectă! Stau în față! Și tu conduci, Steven? Ce soare e azi! Oh, da! Aș vrea și eu puțină umbră! Ce? Fața mea e încă în soare! O să-mi țin ochii închiși! Chestia asta mă sugrumă, frate! Cât de înaltă trebuie să fiu ca să merg cu mașina asta? Gata de plecare? Am ajuns, Betty! Sper să avem gustări bune acasă! Gustările sunt ultima grijă a lui Betty! Mi-ar trebui niște cremă pentru iritații! Uită-te la chestia asta! Bun, e timpul să facem un duș și să ne pregătim! Pe curând, halatule! Dacă ai înălțimea Sofiei, probabil că nu-ți faci niciodată griji dacă încapi sau nu într-un duș! Vezi, părul ei e ud în timp record! Și când vine vremea să te șamponezi, e floare la ureche! Hei, ce bine miroase chestia asta! O fi mango? Delicios! În schimb, dușurile lui Amy sunt puțin diferite. Ăsta nu se ridică mai sus? Haide, mișcă-te în sus! Ah! Se pare că Amy o să facă o nouă rundă de genuflexiuni în dimineața asta. Da, și ne lăsăm în jos. Când ești așa de înaltă ca Amy, dușul pare mai degrabă un dans delicat decât un spălat. Trebuie să te baci sub para de duș în unghiurile potrivite. Au, a cam durut? Gata, de azi strâng bani ca să renovezi baia. Of, după ce termin dușul, deja ești epuizată. Și credeai că dușurile sunt relaxante? Mă rog! O altă vineri seara, o altă petrecere plictisitoare. Hei, Amy, dansăm? Dar tu, Sofia, vrei să dansezi cu mine? Ups, petrecerea asta se duce pe apa sâmbetei. Stai, știu ce trebuie să fac ca să animez puțin treaba. Cine vrea să joace limbo? Da, ador jocul ăsta. Țin eu de aici și Bella poate să înceapă. Hai, arată-ne ce poți, dragă. Uhu! Deși limbo e un joc super distractiv pentru o petrecere, poate fi mai ușor pentru unii față de alții. Și, din păcate, are legătură cu înălțimea. Oh, ai grijă la nas! Opa, ai cam exagerat, Amy! Hai să vedem dacă Sofia poate fi puțin mai grațioasă la tura ei de limbo. Nu vă faceți griji, mă descurc eu! Bine, Sofia, arată-ne ce poți! Go, go, go! Ce
Ce? Nu trebuie să se lase nici măcar puțin pe spate. Boom! V-am zis eu că sunt expertă în limbo. Vizitarea unui muzeu local este mereu o cale drăguță de a petrece după amiaza. Mamă, uite-te la ăsta! Mă întreb cine o fi fost. Mi se pare mie sau ăsta se uite cam urât. Vezi la ce mă refer? Mamă, ia uite ce pictură clasică! Chiar te face să te simți ca la țară în Anglia, nu-i așa? Wow, aproape că simt mirosul florilor! Chiar e tare! Ce faci? Nu sunt obiectul tău de sprijin? Scuze, dar era așa de confortabil! Ai înălțimea perfectă! Vai, ești așa de drăguță când devii supărăcioasă! N-are nimic, Sofia! Noi astea micuțe știm exact prin ce treci! Auleu, câte picioare are chestia asta? Ce scârbos! Bună, Amy, ce apariție! Ai întârziat 20 de minute la oră? Se pare că pe partenerul tău de laborator nu-l deranjează. Alertă de supermodel! Arăți bine! Hei, mersi că mi-ai păstrat un loc! Wow, ai făcut singur toate ecuațiile alea? Ești așa de deștept! Nu pot să cred! Da, la chimie mă pricep cel mai bine! E, se pare că partenerii ăștia de laborator sunt perfecți unul pentru celălalt! Hei, ce-i în ăsta? Ai grijă, e super fierbinte! Ah, ups! Wow, e chimie între ăștia sau ce? Oh, da, așa arată iubirea, e clar! Hei, ora aproape s-a terminat! Vrei să ieșim la o înghețată? Dar înainte să mergi la întâlnire, poate vrei să vezi dacă sunteți pe aceeași lungime de undă. Problemele fetelor înalte am dreptate? Pari mult mai scundă când stai jos? Și tu păreai mult mai înalt când stăteai în bancă? Și uite așa ai pierdut un potențial iubit! Of, scuze, Amy! Cred că dacă folosesc formula, ăsta este răspunsul! Ah, bună, Betty! Ce mai faci? Ce naiba se sprijină pe capul meu? Ia vezi, capul meu nu e proptea pentru tine! Of, ce nepoliticos! Nu suport să mă tratez de lume așa! Oamenii sunt așa de răi când ești scundă! Nu le pasă! Hei, cred că mi-a venit o idee grozavă! Așa, creioane colorate! Am nevoie de ajutorul vostru pentru proiectul ăsta! Am pus niște lipici pe creion. Acum trebuie doar să-l lipesc pe bentiță. Perfect! Ar merge o tentaurie. Asta ar trebui să-mi rezolve problema. Ok, e timpul să-mi probez noua bentiță. Bun, ia să vedem cum mai încearcă să se sprijine pe capul meu acum. E momentul ca bentița mea să se facă utilă. Au, ce naiba, porți ceva ascuțit. Să te înveți minte să nu te mai sprijini pe capetele oamenilor. Exact, am câștigat. Wow, ce faci cu valiza aia? Ah, nu știu, poate plec într-o călătorie? Londra? Nu se poate, e uimitor! Da, o să mă distrez grozav acolo. Oh, te duci fără mine. Înțeleg. Trebuie să mă asigur că mi-am luat ținutele potrivite. Care e mai potrivită? Cea albastră sau cea roșie? Dar știi, n-am mai fost niciodată în Londra. Știi ceva? Le voi lua pe ambele. Problemă rezolvată. Te rog, te rog, te rog, lasă-mă să merg cu tine în călătoria ta. Oh, nu știu, am un singur bilet. Ne gândim la același lucru? Să o facem! Trebuie doar să-mi deschid valiza. Bun, bagă-te acolo! Ce bine că sunt așa mică! Altfel n-ar fi mers niciodată! Uite așa, perfect! Ești bine? Bun, e timpul să pun niște haine. O să-ți țină de cald. Acum o să te închid. Totul e pus în siguranță înăuntru. Of, ce greu a fost! Wow, e mult mai greu decât mă așteptam. Sper să fie ok acolo înăuntru. Trebuie să am grijă mai mare cu bagajul meu. Londra, sosim! Ah, e așa de greu cu ea acolo. Ok, e timpul să desfacem valiza și să o scoatem de acolo. Zici că e cel mai lung fermoar, jur. Și gata! Bine ai venit în Londra, Sofia. Ura, călătorie gratis. Un latte cu vanilie vine acuși. Bună, poți să... Bună, domnule. O cafea la filtru, te rog. E bună și proaspătă. Poftim! Să curăț, nițel! Pot să comand acum, domnișoară?
Aud un șoricel? Sunt nebună? Ce? Ah! Aproape că nu te văzusem acolo. Îmi dai și mie o cafea, te rog? Imediat! Am o ceașcă proaspătă pentru tine! Mersi! Ce dulceață ești! Ajunge! Hei, asta-i mărime de copii? O zi plăcută, dragă! Poți să stai la masa copiilor! Distracție plăcută! De ce toți cred că sunt mică? De ce râde de el? O să mă joc cu tine, dulcico! Îți plac animalele? Ar vrea să se joace cu tine? Filmul ăsta o să fie epic! Intră! Unul, te rog! E un film pentru adulți, micuțo! Dar am aproape 20 de ani! Lasă-mă să intru, prietene! Wow! Chem managerul! Vii? Care-i treaba? M-am săturat să creadă toți că sunt copil! Facem altceva atunci! Orice zic sau fac, mă tratează ca pe un copil! Dar am o idee! Poți să mă ajuți dacă vrei? Nu! Vrei să te distrezi sau nu? Am zis nu! 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 E așa de nedrept! Dar e perfect! Eu intru aici! Ok! Destul de comod! Și-am plecat! Încetişor! Doar unul, te rog! A, da? Ador filmele de groază! Cred că e normal! Jur că sunt suficient de mare! Ok! Vizionare plăcută! Gata! Chiar a mers! Și cortina s-a tras! Poți să ieși acum? Ți-am zis că e o idee genială! De ce se aprind luminile? S-a terminat deja filmul? Soarele ăsta e grozav! Și o să obțin o strălucire așa mișto! Ajunge! Nu vreau să mă ard! Ne relaxăm acum! Unde a dispărut soarele? Hei! Ah! Nici nu te-am văzut! Scuze! Pot? Ok! N-aș vrea să mă ard! Am multă suprafață de acoperit și deja am rămas fără... Tare! Are o grămadă! Îmi acopăr fiecare centimetru de piele! Sticla cu numărul 3, gata! Să dau și pe degete! Coatele sunt ușor de ratat! Aproape gata! Trebuie să-mi protejez brațele, corect? Ar trebui să fie destul deocamdată! Pe mai târziu, Betty! Mersi! E timpul să reaplic! Alo! E goală! Mai am altele! Adică mai aveam... Cu cât s-a dat uriașul ăla? Uf! Oh, ia uite cine se bălăcește în cadă! Salut, domnule rățușcă de cauciuc! Niciodată nu ești prea bătrână să te joci cu spumă! Sofia are loc să facă orice aici! Baia lui Amy arată puțin diferit față de cea a Sofiei! E clar mai mult zen aici! Dar picioare lungi înseamnă spațiu mai puțin, scuze, Amy! Ok, să mă mai uit încă o dată în oglindă înainte să plec la petrecere! Hai că arăt bine! Pe bune, oglinda lui Amy e așa sus! Îmi văd doar ochii! Cum aș putea să mă dau cu ruj? Hai, buză de jos, apari în oglindă!
ce v-am spune că săritul cu rujul în mână nu o să se termine bine? Serios, cum reușești să vezi ce faci? Vezi, ți-am zis că nu o să iasă bine. Asta dacă nu te duci la o petrecere cu Clovni. Te-ai urcat vreodată în mașină și ai realizat că ești prea scunde să conduci? Sofiei i s-a întâmplat odată sau de două ori. Of! Uite, poate te ajută o pernă! Până aici e bine, dar atâta foială nu e bună când conduci? Hai, frate! Ok, sper să meargă! Așa mai merge! Of, să ajungi la pedale e cam necesar când conduci? Hai, nu plânge, Sofia! Încă ai timp să prinzi autobuzul! Dar când Amy se urcă în mașină, e cu totul altă poveste! Frate, pentru cine au făcut mașina asta? Pentru furnici? Abia pot să stau dreaptă! Da, clar nu merge așa! Stai puțin, mașina asta are trapă! O, dulce eliberare! Hei, cum e vremea acolo sus, Amy? Ne vedem în curând! Nici la școală nu lipsesc problemele de pitici! Hei, o ajută cineva pe Sofia? Nu ajunge! Aproape am reușit! Ok, poate că-mi trebuie o nouă abordare! Of, ratare! Hei, Amy, mă ajuți? Sigur, nicio problemă! Frate, la ea pare așa de ușor! Poftim! Da, iar m-am îngâiat ca pe un câine! Super! Vai, ador filmul ăla! Da, și eu! Și partea aia în care își mărturisește dragostea pentru prințesă! Oh, ai grijă la cracă! Au, ah! Au, ah! Sper că frunzele astea nu sunt otrăvitoare! Hei, pot să caut ceva rapid? Nu, nu sunt acolo! Aha, mi-am găsit chipsurile! Hei, când ești scundă, nu-ți pasă dacă lași dulapurile deschise? Au! Oamenii înalți nu-și permit luxul ăsta! Ok, da, cred că am înțeles! Bun, cine vrea să iasă la tablă și să rezolve asta? Sofia, n-ai vrea să vii la tablă? Da, profesoara a ales-o pe Sofia în locul meu! Poftim, te rog, rezolvă ecuația dacă vrei! Wow, a scris cam sus acolo! Poate dacă mă întind! Sau sar? Ha, e prea scundă ca să ajungă la ecuație! E cea mai amuzantă chestie pe care am văzut-o toată săptămâna! N-are rost, mi-e imposibil să o rezolv! Păi, du-te înapoi la locul tău și nu uita să-mi dai creta! Trebuie să-ți spun că m-ai dezamăgit! Bine, am nevoie de altcineva! Betty, te rog, ieși la tablă! Stați, eu? Dar... Ok! Se pare că asta primești că ai râs de mine! Excelent! Te rog, rezolvă ecuația dacă vrei! O, doamne, e imposibil să o rezolv! O să șterg doar urmele astea! De ce nu pot fi și eu scundă? Atunci n-aș fi fost în buclucul ăsta! Wow! Chiar se strofoacă acolo! Înălțimea nu o ajută! Hei, mi-a venit o idee! Am nevoie de batonul ăsta adeziv colorat și de un pistol de lipit, desigur! Ok, intră acolo batonul adeziv! Am nevoie să te încălzești! Ok, cred că începe să se încălzească! Acum să trecem la treabă! O să încep prin a desena un cer cu lipicel meu! Acum să-l umplu! Graba strică treaba! Bun, acum îl rup în două! Perfect! Au ieșit exact cum am plănuit! Și acum să le punem pe călcâiele pantofilor mei! Și uite așa mi-am făcut tocuri pentru pantofii mei! Betty, e clar că nu știi ce faci! Doamna, aș vrea să încerc iar să o rezolv, vă rog! Sofia, ești sigură? Sunt! Clar pot să o fac, promit! Ok, poftim creta! Sper să văd răspunsul de data asta! Da, tocurile merg! Acum pot să ajung? Doamna, am terminat ecuația! Eh, minunat! E corect! Mersi, Sofia! Ai făcut o treabă excelentă!
Petrecerea asta e grozavă deocamdată! Uite! Stă acolo singurel! Oare ce o să fac mâine? O să mă duc acolo! Urează-mi baftă! Hei! Nu-i așa că melodia asta e cea mai tare? Mă face să am chef de dans! Oh, da! Îi arată cele mai bune mișcări de dans! Scuze, trebuie să nu fiu aici! Ah, a plecat! Oh, nu! Nu i-a plăcut deloc dansul meu! Nu înțeleg! Am făcut până și mișcarea asta! Fiu! Pute! Și e chiar în fața mea! Ah, asta m-ar ajuta cu problema mea de fată scundă! O să o bag pe sub bentița mea! Și uite așa mi-am făcut o vizieră! Oh, drăguță mască! Mă rog, cum spuneam, cum să nu fii impresionat de asta? Un avantaj al faptului că ai o prietenă cea mai bună este că ai cu cine să-ți petreci timpul după școală. Ba chiar te lasă și să dai iama în șifonierul ei. Wow, hainele lui Amy sunt așa de drăguțe! Mă întreb dacă pot să împrumut ceva de la ea pentru petrecerea de sâmbătă seara. Oh, pantalonii ăștia scurți de blugi sunt super drăguți! Dar nu uita, hainele prietenei tale mult mai înalte pot arăta ușor diferit pe tine față de cum arată pe ea. Dar sunt doar niște blugi scurți! Cât de diferiți pot fi? Hei, Amy, te super dacă împrumut blugii ăștia scurți? Te rog frumos! Sigur, de ce nu? Pe bune? Da, o să fiu cea mai tare la petrecere! Dacă zici tu, Sofia? Mi se pare mie sau ăștia păreau mult mai mici pe umeraș? Da, Sofia clar nu a luat în calcul diferența uriașă de înălțime între ea și Amy. Frate, încap două ca mine aici? Amy, măcar nu trebuie să-ți faci griji că o să-ți fure Sofia vreo haină! Da, ora de desen, cea mai bună parte a zilei! Serios? De ce sunt băncile astea așa de mici? Din păcate, pentru fetele înalte ca Amy, băncile astea nu par să aibă niciodată suficient loc pentru picioare. Vezi, abia dacă pot să stau picior peste picior. Of, n-are rost. Se pare că o să stau aici incomod timp de o oră. De fapt, nu. Nu mai suport prostia asta. Îmi voi folosi picioarele lungi ca să evadez din băncile astea minuscule. Pare că-ți vine să faci pipi. Râzi de mine, Sofia! Eu vorbesc serios! Ai grijă, Amy! O să te lovești! Frate, uite cum zboară lucrurile alea! Oh, nu! Creioanele tale! Ups! Măcar acum am mai mult loc pentru picioare! Problemă rezolvată! Bună! Vai, Sofia, ești așa drăgălașă! Ești cât o șchioapă, nu-i așa? Da, sunt micuță și drăguță, am înțeles, doamne! Frate, sunt așa obosită! Aș putea să adorm fix pe canapeaua asta! Of, nu pot să-mi întind picioarele! Poate dacă îmi pun capul așa... Nu, nu merge! Dacă ești înaltă, clar știi ce greu e să te poți cuibări comod! Indiferent de poziția pe care o ai, tot nu reușești să stai confortabil. Frate, ce zi lungă! Oh, canapea! Ce dor mi-a fost de tine! O să mă cuibăresc câteva minute, maxim o oră. Chiar am nevoie de câteva chestii pentru vacanța care urmează. Hei, uite ce culori mișto! E perfect asta! Da, hai să le probăm, vrei? Mamă, lui Amy se potrivește rochia roșie? Opa, dragă, arăți grozav! Dar de unde vine vântul ăla? Ție cum îți stă, Sofia? Surprize, surprize! Rochia asta este pentru o tipă mult mai înaltă! Și uite de asta, atâtea fete scunde ajung să cumpere de la copii! O să iau una din fiecare... Ce repede mergeți, fetelor! Ești sigură că poți ține pasul, Sofia? Stai, poți să repeți? Nu te aud! Of, transpir ca un porc! Chiar îmi place cum... Hei, Sofia? Unde ai dispărut, dragă? Ah, sunt bine, doar încerc să țin pasul cu picioarele tale lungi! Pentru fiecare pas făcut de o persoană înaltă, cineva scund trebuie să facă doi! Hai că poți, Sofia!
Da, în sfârșit e seara fetelor! Ce mișcări aveți! Fratele Miei vrea să facă o poză! Rapid, stați la poză! Hei, stai, vreau și eu să apar în poză! Of, nu e ok! Scuze, fetelor, micuța-și face loc! Amy, hai la poză! Ah, acum avem problema opusă! Nici nu-i se văd ochii albaștri ai lui Amy! Nu pare fericită! Eh, nota 10 pentru efort! Să zicem!